Bun găsit! Cunoscut ca părintele care a îngrijit peste 100 de copii orfani sau abandonați de părinți, preotul Mihai Negrea de la Mănăstirea Poducoșnei a încetat din viață marți noaptea la vârsta de 65 de ani. Boala l-a răpus, însă dragostea pentru semeni rămâne un exemplu de urmat. Preotul Mihai Negrea de la Mănăstirea Poducoșnei, cel care, alături de soția sa, și-a dedicat viața copiilor orfani proveniți din familii dezorganizate, a încetat din viață în noaptea de marți spre miercuri. Pâinea noastră cea de El a fost părinte pentru mai bine de 100 de copii. I-a hrănit, i-a îmbrăcat și le-a fost sufletește aproape la mănăstirea care a devenit astfel casă pentru atâtea suflete. Cu sacrificii, bătând din poartă în poartă, cu ajutorul oamenilor cu inimă, părintele Mihai Negrea a reușit să schimbe viața acestor zeci de suflete. La Poducoșnei, copiii au găsit condiții decente de viață, unde s-au format ca oameni și au devenit utili societății. Din cerșit. Mă doare cuvântul, dar o fac cu inima deschisă, încercând să le explic la toți. Nu cerșesc pentru mine, cer pentru copii. Pentru întreaga sa activitate în cadrul centrului social pe care l-a deschis, preotul Mihai Negrea a fost premiat în anul 2013 în cadrul galei Top 10 Suceveni, organizată de Cotidianul Monitorul de Suceava, unde a primit și premiul publicului. A plecat dintre noi un om extrem de sufletist, un om care punea întotdeauna nevoile altora înaintea nevoilor lui. Îi plăcea să spună că cerșește. Nu stătea cu mâna întinsă, nu, nici vorbă. Bătea din poartă în poartă, bătea din ușă în ușă, cerșind pentru copiii lui, așa cum ne spunea el tinerilor pe care îi creștea. Părintele Negre a crescut copii abandonați de părinții lor. Nu i-a cerut nimeni să facă asta, nu l-a plătit nimeni pentru asta. Așa a simțit el. S-a sacrificat pentru a crește acești copii, așteptând probabil răsplata în ceruri. Dumnezeu să-l odihnească.